Președintele Claus Iohannis a numit-o astăzi pe Caterina Andronescu în funcția de ministru al educației. Andronescu a fost propusă de premierul Dăncilă după ce a primit un vot de încredere din partea conducerii PSD. Numirea președintelui a venit după ce Iohannis a declarat acum câteva zile că numirea Ecaterinei Andronescu ar putea să dureze un pic mai mult, pentru că ar trebui să se lămurească dacă reprezentanta PSD își dorește sau nu funcția. Asta în condițiile în care, în primă fază, Ecaterina Andronescu a refuzat postul de ministru. Dar astăzi, mandatul de ministru interimar al Rovanei Plumb, iar președintele a decis să nu-i mai prelungească interimatul. Postul a rămas vacant după ce fostul ministru al educației, Valentin Popa, și-a dat demisia din funcție la sfârșitul lunii septembrie. Ecaterina Andronescu a mai avut trei mandate de ministru al educației, în perioadele 2003, 2008, 2009 și din iulie până în decembrie 2012.